Crizele psihospirituale nu se tratează medicamentos, ci duhovnicește. Suferă egoul nostru. Trăiți în bucurie. Dacă stăm prea mult în trecut, ne cuprinde depresia. Dacă stăm prea mult în viitor, ne cuprinde anxietatea. Să ne trăim prezentul cu respect pentru trecut și cu speranță pentru viitor. Stresul nu este ceea ce ți se întâmplă, ci modul în care privești ceea ce ți se întâmplă. Unii psihoterapeuți afirmă că se moare de frică și de oboseală, nu de cancer. Cancerul este o boală care apare pentru acei care au conflicte interioare nerezolvate. Boala este un conflict între minte și suflet. Fiecare vrea să transmită ceva, iar cealaltă parte înțelege altceva. Lovim în organe în funcție de fricile noastre. Tratăm trupul, dar să tratăm și sufletul. Cine nu poate trece peste un eveniment neplăcut în viață, poate face cancer de stomac. Cineva are resentimente și îl lovește un cancer renal. Altcineva se teme că va muri de foame și va face cancer hepatic, că nu are cu ce să-și hrănească familia. Frică și furie sau dragoste și recunoștință. Frica este o problemă sufletească și nu a minții. Agresivitatea este o formă a fricii. Este frica și apoi furia. Uneori lacrimile nu vin pentru că plânsul nu poate fi manipulat ușor căință, mulțumire și transformare spirituală. Boala ne trimite spre introspecție. Faptul că ești cu cineva și te simți singur se datorează că nu suntem în relație bună cu Dumnezeu. Dependențele sunt dureri de factură sufletească. Orice îi se întâmplă sufletului afectează și corpul. Orice îi se întâmplă minții afectează și corpul și viceversa, minte, suflet, corp. Dacă apelezi la divin, la spiritualitate, Există o soluție. Dumnezeu nu este îmbuteliat ca să nu avem acces la el. Oricine are acces la Doamne. Nu știm să accesăm, nu că nu putem. Hristos nu se ascunde în potir sau unicoană, ci se descoperă. Tăiem păcatele de la tulpină, dar ele se țin de rădăcini. Este o dizarmonie care trebuie armonizată. Vindecare înseamnă creștere spirituală. Suferința poate oferi multe lucruri sufletului nostru pe care fericirea nu le poate oferi. Adeseori, fericirea ne stoarce, ne diluează, iar suferințele ne curăță, ne purifică. Suferința are ceva special, iar fericirea este un bun comun. Smerenie, pocăință, genunchi.